Cum se poate ca în trupul unui credincios care are vorbirea în alte limbi și alte daruri să locuiască și duhuri necurate? Dacă după Scriptură trupul este templul Duhului Sfânt și unde este Duhul Domnului Libertate? să no, Eu fac semn ca și cum aici am tablă de seară, da? de ieri. Vă aduceți aminte că aici era Duhul, Sufletul și trupul, da? nu doar trupul este templul Duhului Sfânt, ci trupul, sufletul și Duhul este templul Duhului Sfânt. Dar uitați-vă, când se vorbește în Vechiul Testament despre templu, nu se vorbește doar despre Sfânta Sfintelor. Se vorbește despre Sfânta Sfintelor sau locul prea sfânt, de locul sfânt și de curtea de afară. Ia uitați. Vedeți, da? Duhul nostru este locul preasfânt. Sufletul nostru este locul sfânt și trupul nostru este curtea de afară. Uitați-vă că până la cruce nu puteai să ai uh, tranziție între locul sfânt și locul prea sfânt. Era o perdea, da? perdea din -o întru, separa locul sfânt de locul prea sfânt. Și vedem că înainte de cruce, sufletul era separat de Duh. În momentul jertfei lui Iisus Hristos, perdea din templului s-a rupt. Și din momentul ăla Dumnezeu a hotărât ca Duhul Sfânt care locuia în Duhul nostru, în locul prea sfânt, să înceapă să aibă comuniune și comunicare cu restul ființei. Noi în întregime formăm templul Duhului Sfânt. Dar Duhul Sfânt ca persoană locuiește doar în Duhul nostru, nu în suflet și în trup. De asta noi suntem mântuiți. Avem Duhul Sfânt, dar încă mai avem apucături. Că dacă ar trăi Duhul Sfânt în fiecare centimetru din voința noastră, în fiecare centimetru din emoțiile noastre, cui ar mai fi frică? Deci, de ce mai ne confruntăm noi cu frică? Pentru că modularele noastre au nevoie să fie învățate să se lase călăuzite de Duhul Sfânt. Din pricina aceasta. Mădularele noastre pot fi afectate de două lucruri: de firea pământească sau de diavolul. Diavolul, la rândul lui, poate să afecteze mădularele noastre, adică Sufletul și Trupul, prin gânduri, da, săgeți, prin atacuri demonice din exterior sau duhuri din interior. Dar duhurile acestea vor lucra doar în Suflet și în Trup. Ele nu locuiesc unde locuiește Duhul Sfânt. În Duhul nostru este doar Dumnezeu. Dar este posibil. N-ați întâlnit oameni care sunt proroci ai Domnului, oameni curați, oameni sfinți, oameni neprihăniți, dar îți bolnavi. Păi de ce noi întrebăm? Stai mă, dar tu dacă ești plin de Duhul Sfânt, pe de ce te apasă diavolul un trup? Dar nimeni nu se întreabă, nimeni, nu se îngrijorează. Măi, dar dacă ăsta e bolnav, înseamnă că nu are Duhul Sfânt. El are Duhul Sfânt, dar trupul și sufletul lui poate fi afectat de vrăjmașă. Acum, pe lângă firea pământească, pot fi anumite duhuri care sunt infiltrate în trup și suflet, iar în momentul nașterii din nou, nu pleacă automat dacă nu există o eliberare specifică de acele duhuri. De exemplu, probabil ați mai auzit de exemplu ăsta, l da, la piatra neam și am folosit cuvântul, numele Ciprian, este Ciprian pe aici? Acum am să schimb numele. Dacă avem aici un om, oameni buni, fiți atenți. Și omul ăsta e bolnav de scolioză. Dacă el e nepoca, da? Dacă omul nostru își cere iertare la Dumnezeu, Dumnezeu îl naște din nou? Îl naște, nu-bun. Dacă el ia botezul în apă, va fi considerat un om născut din apă și că și-a îndeplinit simbolul legământului cu Dumnezeu? Nu-bun. Dacă el cere Duhul Sfânt și primește Duhul Sfânt și putere și crede și, prin credința lui este botezat cu Duhul Sfânt, va vorbi acest în alte limbi și va fi călăuzit de Duhul? Nu no, bun. Va fi eliberat de scolioză sau va fi vindecat de scolioză omușorul nostru la botezul în apă? De ce nu? Pentru că nu s-a făcut o rugăciune specifică pentru vindecarea lui. Dacă omul ăsta înainte de nașterea din nou a avut un duh de mânie, se poate întâmpla ca la botezul în apă, la botezul cu Duhul Sfânt, la nașterea din nou, unele să plece, unele legături. Dar dacă nu este o rugăciune specială, specifică împotriva acelui Duh de mânie, el se naște din nou, primește Duhul Sfânt, dar în mădularele lui rămâne un punct. Rămâne un Duh de mânie care îl va tulbura să aibă acțiuni violente în familia lui. Și el e mântuit. Pentru legături din astea, Dumnezeu te cheamă să înțelegi că vrea să fii liber. Noi acum trăim un pic pe dos. Creștinismul de astăzi trăiește un pic pe dos. În, în vremea Scripturii, primeai botezul în apă și după aia era eliberat? Sau întâi era eliberat și după aia botezul în apă? Deci întâi eliberat și după aia botezul în apă. No, Care de aici a fost eliberat înainte de botezul în apă? Și cum ne gândim noi că noi nu avem nevoie de eliberare? Noi suntem sfinți. Nu zic că nu suntem sfinți, dar de asta cred că e nevoie să lăsăm pe Dumnezeu să intervină în viața noastră, în domeniile în care simțim că ceva ne fură putere. Spune că în Ioan 10 cu ,10 că El a venit ca oile sale să aibă viață și viață din belșug. Dar cine este cel care fură, junghe și prăpădește? Diavolul. Dacă este ceva în lăuntrul tău care vezi că îți fură viață, Parcă orice tratament ai folosit, tu tot anemia ai, tu tot slăbiciunea, tot stări de slăbiciune, în zi, de zi, în zi și vezi și spune și doctorul, mă, nu știu ce ai, nu înțeleg. Dacă vezi că până și doctorul se chemă să-ți pună un diagnostic și tu simți așa în lăuntru tău că mă, parcă mă, parcă m-a satana legat. Dacă simți lucrul ăsta, am o veste bună pentru tine. Dumnezeu la calvar a rupt și legăturile astea. Dar în dreptul tău se vor rupe dacă alegi să crezi specific că se vor rupe și în viața ta. Dumnezeu a plătit și pentru vindecarea ta, dar nu vei fi vindecat automat la nașterea din nou. Trebuie să ai o rugăciune specifică în care să aduci bolile acelea la cruce și ungerea Duhului Sfânt de vindecare să intervină și acolo. Dumnezeu să ne ajute să căutăm vindecarea și eliberarea nu într-un mod egoist, ci să fim eficienți pentru lucrarea lui Dumnezeu. Amin? vis a -vis de templul Duhului Sfânt. Deci, cum am spus, templul semnifică întreaga ființă a omului. Într-o porțiune a templului, adică în Duhul nostru, nu poate să intre vrăjmașul, ci doar în trup și suflet. Mai este aici un verset unde este Duhul Domnului este libertate. Hai să deschidem dacă vreți. 2 Corinteni 3 cu 17 Aici ai un context oarecum diferit. Dai mai bine să citim. Dacă observați titlul de sus spus de Corneliascu, deja scrie că e vorba despre legământul cel nou și cel vechi. Și începe să povestească aici despre slujba ducătoră de moarte, adică cele 10 porunci, când mai el a fost scrisă și săpate în pietre. Și vorbește acolo despre mahrama asta a care o să fie dată jos de pe evrei, de pe ochii evreilor. Și versetul 15, 2 Corinteni 3 cu 15. Da, până astăzi când se citește Moise, rămâne o mahramă peste inimile lor. Dar ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, mahrama este luată. Căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. La ce fel de slobozenie se referă Pavel aici? La slobozenia de păcat. La slobozenia de nemântuire, dacă putem spune așa. Practic vrea să spună că Duhul Sfânt vine îți convinge viața că ai nevoie de un salvator, iar tu dacă îl primești pe Duhul Sfânt, ți se deschid ochii, ți se dă jos ca o mahramă și devii liber în privința păcatului. Da? La nașterea de nou asta se întâmplă, primești slobozenia în Hristos. Dar dacă Duhul Domnului ar fi libertate în mod automat în toate domeniile, V-am zis, la nașterea din nou, totul s-ar curăța. Dar nu se întâmplă. În ceea ce privește mântuirea, se întâmplă automat. În ceea ce privește mădularele noastre, e nevoie de credință și cerință specifică. Dumnezeu să ne ajute să cerem și să primim libertate în toate mădularele noastre. Amin?